Zi de toamnă autentică, bună dimineața și bine ați venit! Toamna, toamna se numele Boboci aici pe canal. Haideți, Bobocilor, dați share, dați like-uri sau de cât mai multă lume să ni se alăture. Bună dimineața, ați adunat prunele, le-ați adunat cei din Delta, au adunat bucăți de dronă, fiecare ce are, dar să pună ceva la butoi. De pildă, dacă pui prune la fermentat, iese o pălincă bună pe fierbere, dar dacă pui la butoi bucăți de dronă, ce iese? Poate vă grenadă, poate vă mitralieră, poate nu știu ce. Hai să trăim și să ne trezim! Cafea am primit pe mie cofi cu cop cu bendea de la Otilo, Chesonem Sepen și de la Cătălin. Hai Serbus! Ne încălzim de la cafea, dar să nu ne enervăm că, de exemplu, doamna sau domnișoara Cozet Chichirău din USR, Cozet Chichirău? Da, avem parlamentar cu numele ăsta, nu contează numele. Crăneacă? și luat așa, nu... De milă. nu, e de mai de mult, ea, e româncă, jet, jet, jet din Moldova noastră, de dincoace, nu de așa. A demisionat din partidul USR, a zis că pentru ea drulă, nu e un bărbat adevărat. O promis că face revoluție cu ranga și el s-a apucat cu penseta. Acum când te cheamă drulă, zici că la penseta ai... ai da, și eu zic că își face ea partid și foarte bine. Că vorba Ardeleanului, cel mai bine e să, e să, ai lucrul tău. Dacă își face partidul ei, sigur, obține un vot. Unde ar candida, ea să votează. Frumos, nu e așa? O educatoare din Iași, săraca de la o grădiniță privată, a fost surprinsă făcând video ce după orele cu micuții. Păi tot cu să se ocupă și după numai că... Da, da. Păi nu mai zicea la părinți să intre pe grupul de WhatsApp, zicea haideți toți în grup, da, plătiți. Acum nu mai ai voie cu fondul clasei, Ia acesta să că oricum e nevoie de bani și nu face bani cu fondul, face cu fondul. Asta e. Băi, da, femeile sunt hotărâte, domnule. Când e vorba de făcut bani, fac. Uitați-vă că un român a câștigat aproape 3 milioane de euro, s-a dat mare premiu la loterie, a fost întrebat omul ce faci, păi zice îmi umplu și o cămara pentru toamnă, pun dulcețuri, compoturi, siropuri, ce trebuie de și, 3 cu, milioane. și zice și cu restul, păi de lemne mă împrumut. De lemne mă împrumut, dar cu ruibiu, cum stăm cu ruibiu, știu că noi suntem amatori de fotbal, de agricultură și de politică, mă ne bată ăștia la Cupa Mondială la ruibii, de nu-i drept și adevărat. În schimb canoteoarele noastre, domnișoarele, doamnele de la calantaj iau aur după aur, de ce? Că știu să tragă la rame. Hm? Cafea bună se primește pe buymeacoffee.com slash Record mondial, la o nuntă din Texas, tă, 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 cum intri pe Dallas mai în jos, au fost 168 de domnișoare de onoare. Vă dați seama, alea blestemă pe mireasă, că și dacă e două domnișoare de onoare, tot o mârfezi. Uită-te la ea că s-a măritat și noi că suntem mai faini și, și noi nu ne putem mărita. Da, pe 168, îți dai seama ce consilie, conclav, ca și când se alege papa, s-au pus 168 într-un colț și au mârfit-o. Dar cine a luat buchetul miresii? Nu aia ar fi vrut să văd bătaia 168. A 169. A, o, a 100 care face așa, nu, e o zi de vineri în care mai alunecăm și noi, nu-i frumos. În fine, Alinoprea de la Talisman s-a căsătorit în sfârșit pentru a doua oară. Sperăm că bine din moment ce peste 50, nu știm câți, dai acolo. Ia nu din Turda sau din Câmpia Turzii, toți mari artiști sunt din Câmpia Turzii sau din Turda. Fuego, Anedera, Paul Xuxi, tăți tot așa. Ca să fie nunta bună și să îi dorim și noi casă de viatră, să reziste, 10 perechi de nași. La nănași trebuie să te lași, la care mirea să zice, la cine. Bun, uh, au fost pe 50 de invitați artiști care au cântat acolo, inclusiv pe din care în engleză, a cântat așa unei astea de valoare. Alta e problema. Că a venit și Daniela Ghiorfi de pe drumul. Adică de pe drumul mai cântase la o botezul 15 cu metii, 12 cu nunii și 10 zile de oraș, 14 de comună. Pe la 1 noapte au ajuns unde era nunta talismanului și ea s-a băgat la talismene. s o te băgat înăuntru. ce, dar eu când când, Zice, am stat la coadă să când la nuntă la Alinoprea. Daniela Ghiorfi zice, Hă? Ce părere ai? Un talisman. Un talisman. s-a decalat nunta că Mireasa și-a lansat o carte. Mireasa? frumoasa mireasă, a scris o carte de poezii, evident de dragoste, doar nu pentru pitici, și și-o lansat-o acolo. Îți dai seama, au fost 500 de invitați, au vorbit despre poezii, au citit 5 poezii și după aia fiecare a primit, dai, aia nuntă, nuntă lansare de carte. -a la fiecare. dat darul la din sfârșit. Da, după... da. Uh, Mărturiile. Da, așa, după aia lansare de carte, la ultimii 300, așa le-au aruncat. O lansat efectiv, o lansat apropo de carte. Am fost weekendul trecut în Sovata, că eu n-am bani să mă duc avla la București. Să... Sovata, frumos teritoriu încă românesc, acolo este una căruță în centru, cum privești spre lacurile Ursu, este una căruță, v-am mai zis eu, de orice carte 10 le-am găsit, Pavel Dan, nuvele extraordinare, vă recomand, nu mai găsiți că e din 65, puțin fer unde m-am cazat, la Suc care iar o lua bătaia la table de la domnul Nicu, domnul Nicu no, așa, nu, și așa joc și eu mă uitam, că eu nu știu să joc nici șac, nici table, cât despre sex, bine că am doi copii, fiți atenți! <laughs> Fain. am fost și la Pride. Nu la parada aia cu stegulețe Pride. În localitatea Pride. Poroid, la Pride. Era festivalul sarmalelor. E nu m-au recunoscut acolo. Bă, deci, stăteam la coadă la salon și te oh, ce tare ești, nu am să oh, au crezut că-s bucătarul. văzut? Ăla care a făcut oala cu sarmale, mă. Ce-ai mâncat gratis, măcar? N-am mâncat gratis. O lua călin. O a călin ceva, sarmale picante cu care am fost, no, în fine, trebuie să vă spun, tot deduceți și voi și am mâncat niște sarma, bune sarmale, bune, O fost juri, au fost așa, am prins o pălincă de cireș, închide asta, am prins o pălincă de cireș, am crezut că e de cireș, amare de ale micuțe, la revedere, dar ce la revedere, vă recomand să mergeți la Sovata, unde vă cunoașteți tata, la cursul tare, host face copii fără sus, cred că de 10 ori v-am zis-o până acum materiale, dar e frumos, Săptămâna viitoare, miercuri, postare, bineînțeles, ni, <coughs> vă dă tata clip de care, <coughs> fain, joi, spectacol în Târgu Mureș, așa numită localitate Târgii unde puteți admira albastru de secuime. Frumos, va fi la Tratoria Toscana. Spectacol cu mâncare bună și artiști. Vine și Paul Sabo cu SZ. Bun, vinem, ne vedem în Cluj-Napoca, în zorilor, la Marti Sports and Grill mâncare bună și după aia alergăm să prindem glumele. Și duminică, pe 1 octombrie, vă aștept în Piața Unirii, lângă Calul Matei, că e Festivalul Internațional de Carte Transilvania. Și de la 8 seara, fiind târg de carte, eu apar la spartul târgului. <laughs> e expresie, Vlad, nu, nu, nu jefuim. La 8 seara, la lounge, o să am o discuție cu Bianca Tămaș, sugestiv intitulată această discuție de Uh, cu Nicu Bendea despre viață și alte glume. Mă duc să citez niște cărți, că mă fac de la ponte, la spontanei, ce să să da, acolo. Cartea de pe frapieră, să All.